Parcă e o candidatură bună, din domeniu, are experiență. Hai să vedem ce experiență are. Experiență? Nicătă-l-i. Experiență la furat? Mai avut de ăștia cu experiență. Până mai rămas carne în pârjoale. Aici avem nevoie de cineva care nu fură. Da, care nu fură și care nu o să lasă nici pe alții să furi. Următorul. Următorul îl alegem noi. Pe 30 octombrie angajăm președinte. Și o să alegem acei o să avem. Octombrie este ziua în care ne vom alege președintele. Cum trebuie să fie noul șef al statului? Acum nouă ne aparține decizia. De noi de cum vom trăi în continuare. Doamnelor, domnilor, bună seara! Moldova 1 vă invită să alegem împreună președintele. Alături de Asociația Promolex dăm start dezbaterilor electorale. Vă reamintesc că această dezbatere este organizată în conformitate cu regulamentul Comisiei Electorale Centrale din data de 6 septembrie 2016, iar în cadrul fiecarei emisiuni vom avea 3 concurenți electorali. Modul în care sau cum vor apărea aceștia în dezbaterile electorale a fost stabilit în urma tragerii la sorți. În această seară vreau să salut candidații electorali. Este vorba despre președintele Partidului Popular European, Iuriel Ancă. Bună seara! Bună seara! Candidatul independent, Maia Laguta. Bună seara! Bună seara! Și candidatul independent, Silvia Radu. Bună seara! Bună seara! Și în această seară vom avea sondaje de opinie, sondaje în care vom testa opinia publicului de aici din platou, dar și opinia telespectatorilor. Am pregătit 3 întrebări pentru voi în această seară. Pentru început vreau să vă salut și să vă adresez prima întrebare. Ați decis pentru cine veți vota în data de 30 octombrie 2016? Fiecare variantă de răspuns, este vorba de 3 variante de răspuns, da, nu, indecis. Pentru fiecare variantă de răspuns puteți tasta o cifră, pentru da tastați 1, pentru nu tastați 2 și pentru indecis tastați 3. Anunț start vot. De acum aveți 30 de secunde la dispoziție pentru a vota. Reamintesc că și telespectatorii noștri pot participa la acest sondaj de opinie. Ei pot suna la 3 numere de telefon pentru a-și alege opțiunea. Este vorba despre numerele de telefon afișate pe ecran. 22 46 406 921 pentru răspunsul da, 406-922 pentru răspunsul nu și 406-923 pentru răspunsul indecis. Răspunsurile sau apelurile pentru aceste sondaje organizate în cadrul dezbaterilor sunt gratuite. Domnilor, bună seara încă o dată, doamnelor, bună seara încă o dată, vă invit să urmărim regulamentul de desfășurare a acestor dezbateri. Pe parcursul dezbaterilor, participanții își exprimă liber opiniile. Se interzice îndemnul la violență publică, atentarea la siguranța persoanei și a bunurilor materiale, divulgarea secretelor protejate de lege, incitarea la ură sau discriminare, incitarea la război, la ura interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensa publică. Utilizarea exprimării verbale, scrise sau non-verbale, care nu corespund normelor de conduită general acceptate într-o societate civilizată. Regulile de desfășurare a dezbaterilor sunt următoarele. Fiecare candidat are câte un minut pentru prezentarea succintă a programului electoral și câte 9 minute pentru dezbateri libere. După epuizarea timpului pentru dezbateri, candidații vor răspunde într-un minut la câte o întrebare personalizată adresată de reprezentantul organizației non-guvernamentale Promolex. La final, concurenții electorali vor dispune de câte un minut pentru a se adresa cetățenilor. Așadar, am făcut cunoștință cu acest regulament. Pentru început vreau să vedem și cum a răspuns publicul la prima întrebare din sondaj. Avem și rezultatele. Deci 68%
aproape 69 din cei prezenți în această sală au decis deja cu cine vor vota pe 30 octombrie 2016. 16,25% nu au decis încă cu cine vor vota, iar 15% sunt indeciși. Stimați candidați, în acest moment vreau să vă acord câte un minut pentru a vă prezenta platforma electorală sau mesajul cu care veniți în fața alegătorilor. O să încep de la stânga la dreapta, domnule Leancă. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, stimați concetățeni, Republica Moldova iarăși este la un moment de răstruce. Sau mergem spre vest, ceea ce înseamnă bunăstare, stabilitate, prosperitate pentru cetățenii din Republica Moldova, sau mergem spre est, ceea ce înseamnă un drum în nicăieri. Spre est unde ne invită cetățeanul Igor Dodon, spre est, spre Uniune Vamală, care de fapt nu există, nu e funcțională și nu aduce decât probleme pentru țările care fac parte în această asociație. Igor Dodon minte și de această dată. Așa cum minte atunci când pretinde că este în interesul cetățeanului, omului simplu și este fiind salariat de peste 20 de ani, iată vine cu imobile supraestimate ca valoare, iată vine cu tot felul de transferuri din Bahamas pe care își finanțează ilegal partidul, tot așa minte și despre viitorul în politica externă a Republicii Moldova. Vă mulțumesc, doamna Maia Laguta. Buna seara, stimați concetățeni, stimați alegători. Eu m-am implicat în campanie electorală la postul de președintele Republicii Țării pentru ca să vă ajut să faceți o alegere corectă, deoarece astăzi cu mine în studio stau candidați domnul Leancă, care a adus un prejudiciu foarte mare poporul Republicii Moldova, semnând garanția statului, jafului de miliarde și din start punând și știind că o să fie puse pe seama noastră cineva a furat, noi trebuie să întoarcem. A doua candidată alături doamna Silvia Radu, care a fost mulți ani președintele companiei Union Finosa, care muncitorii din această companie știți foarte bine cât au suferit în urma lor și eu am venit ca să pun punct la toate acestea fără de legi. Vă mulțumesc, doamna Maia Laguta. Doamna Silvia Radu, aveți un minut. Stimați compatrioți, astăzi, într-adevăr, suntem la o răscruce de drumuri în istoria țării noastre. Avem oportunitatea să ne alegem un președinte și acest președinte trebuie să fie un președinte a poporului. El trebuie să reprezinte cetățenii Republicii Moldova, nu trebuie să reprezinte un partid sau altul, nu trebuie să reprezinte un grup de interes. Avem șansa, în sfârșit, instituția prezidențială să o aducem la alt nivel decât cea care este astăzi și este important ca noi toți să ne unim forțele, indiferent de limba care o vorbim, indiferent de etnia care o reprezentăm, fiindcă suntem cetățenii acestei țări și toți împreună ar trebui să punem umăr la umăr pentru a schimba Republica Moldova și a face o țară prosperă. Eu îmi iubesc țara nespus de mult, vreau să am un viitor împreună cu copiii mei în țara noastră și voi depune toate eforturile pentru că țara noastră să fie una prosperă. Candidați, vă mulțumesc pentru acest minut. Între timp avem și rezultatele sondajului telespectatorilor care au răspuns la întrebarea dacă au decis cu cine vor vota în data de 30 octombrie 2015. 82% dintre cei care ne privesc în această seară spun că au decis deja pentru cine își vor da votul, 11% nu au decis, iar 7% sunt încă indeciși. Așadar, stimați candidați, să începem dezbaterile libere. Vă reamintesc că aveți 9 minute fiecare pentru aceste dezbateri libere. Astăzi o să discutăm și despre politica de securitate și apărare, despre politica de soluționare a conflictului transnistrean și politica externă. Între timp, aș vrea să anunț următoarea întrebare pentru public. Întrebarea sună în felul următor. Considerați că serviciul militar în Moldova trebuie să fie obligatoriu? Aveți la fel 3 variante de răspuns. Pentru da, tastați 1, pentru nu, tastați 2, pentru indecis, tastați 3. Aceeași întrebare vă acord și dumneavoastră. Trebuie să fie serviciul militar în Moldova obligatoriu? Doamna Maia Laguta,
Vă întreb pe dumneavoastră, stăm față în față. Analizând toată situația, că noi suntem o țară foarte mică, adusă de precedente guvernări timp de 25 de ani într-o sărăcie nemaipomenită, eu consider că armata trebuie să, nu trebuie să fie o obligațiune. Eu consider că fiecare cetățean care dorește să facă armata și să primească salariu normal, să-și facă asta o profesie a lui, poftim, asta e alegerea lui și așa trebuie să fie. Deoarece mulți în urma guvernării timp de 25 de ani, mulți s-au disperat în acest stat, mulți fug din țară și să vorbim astăzi de patriotism atunci când o majoritate de parte nu are nici locuri de muncă, nici pensii normale, nici nu are ce se alimenta normal în fiecare lună, în fiecare zi, e prea devreme. Noi trebuie să facem tot posibil și principalul scop a președintelui țării, pentru ce există statul, pentru a îmbunătăți urgent condițiile de trai și a ridica nivelul de trai la noi în Republica Moldova. Și numai atunci vom rezolva și problema cu Transnistria, și numai atunci vom rezolva și problema cu patriotismul, și numai atunci posibil că o să fie necesar să avem armate obligatorie. Domnule Leac. Vă mulțumesc. Înainte de a răspunde la această întrebare, totuși vreau să comentez succint ceea ce a spus doamna Laguta despre rolul meu în sistemul bancar. Dacă dânsa ar pricepe mai bine în care instituții poate responsabilitate pentru ce domenii, bănuiesc ar înțelege că de sistemul bancar răspunde Banca Națională a Republicii Moldova. Ceea ce am făcut atunci guvernul, ce a făcut guvernul în frunte cu mine, răspunzând la insistența băncii naționale, a oferit această garanție pentru a salva peste 500.000 de cetățeni din Republica Moldova, dacă n-ar fi făcut această guvernul și ar fi pierdut toate depozitele pe care le-au ținut la această bancă. Dar a doua zi, la insistența mea, a venit compania Kroll. Iată că recent pe site-ul Băncii Naționale s-a publicat informația că compania Kroll a dat de urmele la 600 milioane de dolari, cam toată suma garantată de guvernul în care am fost eu și guvernul ulterior. Deci sunt absolut convins că această companie cu cea mai bună reputație internațională va fi capabilă nu doar să ne spună cine a furat banii de-a lungul anilor din Banca de Economie, în mod special, dar și să ne ajute să recuperăm acești bani astfel încât datoria să nu fie pusă pe seama cetățenului Republica Moldova. În ce se privește... raportul Kroll 2. Anume pentru că astea colegiile, ca spuneți dumneavoastră aici povești? Iarăși, dacă vă uitați la analiza altor țări, o să vedeți că astfel de investigații pot să dureze și un an și doi și doi și ani și jumătate. Și sunt absolut convins că americanii nu au treabă cu alegerile din Republica Moldova. Ei se ghidează de alte obiective. Au un comision și funcție de obiectivele pe care au fost trasate, lucrează și zi și noapte. Și evoluțiile sau involuțiile din Republica Moldova mai puțin interesează. Totuși, ca să revin la întrebarea dumneavoastră despre armată. Sunt absolut convins, pornind de la experiența mea de mulți ani în tot ce înseamnă crearea unei securități pentru regiune și, în mod special, pentru țară. Și atunci când am fost și ministru de externe și, în mod special, prim-ministru, în condiții foarte dificile, sunt absolut convins. Republica Moldova are nevoie de o armată mică, dar profesionistă. Fiindcă doar o astfel de armată poate face față unor provocări. Din păcate, nu suntem într-o zonă sigură, zona e plină de turbulență, suntem în vecinătatea Ucrainei, conflictul transnistrian, din păcate, mai reprezintă o problemă, astfel încât președintele, în calitate de comandant suprem al armatei, trebuie să tindă împreună cu guvernul să construiască o astfel de armată bazată pe interoperabilitate cu tot ce înseamnă standarde ale alianței nord-atlantice și să avem un sistem foarte bun și pus la punct de defensiv. Nu avem pe cine ataca, nu ăsta este obiectivul nostru. Doamna Radu. Înainte de a răspunde la întrebarea referitor la armată, aș vrea să fac un comentariu. Domnule Ancă, deja aceste miliarde au fost puse pe seama cetățenilor Republicii Moldova, din păcate. Mai mult ca atât,
Dacă dumneavoastră vorbiți despre cei 500.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, din câte cunosc eu, cel puțin a fost publicat de către investigațiile jurnalistice, au fost făcute și au fost făcute publice cifrele depozitelor acestor 500.000 de oameni, nu erau mai mult de 4 miliarde de lei. Nu este adevărat, au fost 6 miliarde de doar depuneri. Ați dat 13 miliarde. Nu, eu am dat 9 miliarde și acolo au fost și companii moldovenești. Dacă nu-și primeau banii, iarăși toată povara venea pe seama cetățeanului din Republica Moldova. Silvia, dumneavoastră pricepeți mai mult decât alții în acest... Exact. Și n-ar trebui să veniți cu manipulări. Toată țara o considerați de proști. Noi asta știm. Asta n-am spus, stimată doamna Gust. Asta dumneavoastră insistați. Asta reiesă, dumneavoastră, nimeni spune suntem proști. Iată, doamnă... Eu cred că dacă să revenim la tema armatei naționale, într-adevăr, Republica Moldova are nevoie de o armată. În calitate de președinte, cred că este necesar de revăzut statutul acestei armate și situația armatei naționale, deoarece cunoaștem cu toții că, din păcate, nu s-a atras atenția la acest capitol pe parcursul a mai multor ani și dacă e să comparăm rezervele armatei naționale a Republicii Moldova și rezervele care se află pe malul stâng al Nistrului, sunt cifre îngrijorătoare și cred eu că ar fi necesar ca președintele în calitatea sa de comandant suprem să se implice în reforma și restructurarea completă a armatei naționale pentru a avea oameni bine pregătiți, nu pentru a ne apăra de o invazie străină, fiindcă nu cred că noi ca țară vom putea concura sau lupta cu forțe internaționale sau la nivel internațional, dar pentru securitatea internă a țării, în primul rând, este important să asigurăm că toți cetățenii Republicii Moldova vor fi în securitate și Armata Națională va trebui să implice la fel în riscuri externe care ar putea fi din partea terorismului internațional, din partea multor riscuri care le împărtășim cu alte organisme internaționale la care facem parte și sunt sigură că necătând la reformele care le vom face, ar trebui să ne păstrăm neutralitatea Republicii Moldova, așa cum este scris în Constituția țării, și să nu aderăm nici la un bloc militar, considerând situația geopolitică și situația populației și a țării în general. Cred că această neutralitate ne va permite pe viitor să fim o țară prosperă și să beneficiem de ajutorul atât din partea de est cât și din partea de vest și să întreprindem toate măsurile necesare care vor duce la îmbunătățirea calității vieții și a securității Republicii Moldova. Vreau doar să reamintesc telespectatorilor că pot și ei vota pentru sondaj. Întrebarea este dacă serviciul militar în Moldova trebuie să fie obligatoriu. Ei trebuie să sune la numerele de telefon afișate pe ecran. Domnilor, doamnelor, vreau doar o întrebare de precizare. Dacă considerați că serviciul militar pentru femei trebuie să fie obligatoriu în țara noastră? Am zis că este cazul să fie o armată mică profesionistă în care se poate găsi, bineînțeles, și femeile. Este o tendință nouă, dar care își găsește justificarea în foarte multe țări cu armate profesioniste. Eu cred că ar trebui să existe o oportunitate pentru femei, dacă ele își doresc să fie înrolate în Armata Națională, să aibă această posibilitate. Revin la structura internă a armatei. Este important ca problemele care țin de participare la acești 2 ani în trainingurile militare care presupun serviciu obligatoriu să fie bine structurate în acel sens în care acești tineri care sunt obligați să meargă prin lege la serviciu militar să aibă oportunități să nu fie excluși complet din societate, dar să participe în paralel cu trainingurile militare la activitatea socială. Noi avem un regulament. Cineva face ordine cu timpul, cât cine vorbește. Timpul se afișează pe ecran sus. Doamna Laguta, aveți 7 minute 8 secunde. În total? La această rundă de dezbateri libere. Da, am vorbit anterior despre furtul miliardului și întoarcerea lui este, de fapt, cea mai mare preocupare a moldovenilor. Ce veți întreprinde în calitate de președinte ca să elucidați această fraudă?
spate? Da, sigur. Da. În primul rând, să mai adaug domnului Leancă că cunoaște foarte bine că acest jaf a fost foarte bine pregătit de funcționarii de stat. Din tăi, guvernul a emis acte normative, apoi Parlamentul a adoptat, a făcut modificări în legislație pentru a permite acest jaf. Și domnul Leancă, eu sunt sigură că astăzi încurcă Parlamentul cu închisoarea. Deoarece, domnul Leancă, dumneavoastră, dacă ați luat, cum dumneavoastră spuneți că ați salvat 500 de mii, din care drept ați îngropat 2.500, aproape 3.000. De ce ne-ați făcut referendum? Lumea e de acord să poartă responsabilitatea pentru hoți care au furat. Asta în primul rând. În al doilea rând, ce am să fac eu? Deoarece eu, Maia Laguta, cele mai mari pretenții am față de funcționarii de stat. Businessman, el vrea undeva să bagă mânuța, să mai îmbogățească funcționarii de stat plătiți de cetățenii Republicii Moldova, sunt obligați să nu permită nimănui, nici fără de lege, nici un jaf, nici, dar ei singuri sunt hoți. De atât aș permit la ceilalți cu mâinile altora, adică s-o efectuat. Și astăzi domnul Leancă vrea să se spală. Dar cum vă veți asigura că funcționarii nu fură? Poftim? Cum vă veți asigura că funcționarii nu fură? Eu am spus și odată, am spun că nu avem alte astăzi cale decât președintele țării, fiind garantul suverenității, suverenitatea înseamnă puterea poporului. Cei despre ce 25 de ani oamenii au uitat și deja nici nu cunosc ce înseamnă că ei sunt principală putere în stat. Și președintele țării este obligat să întoarcă, să respecte Constituția și să întoarcă cetățenii Republicii Moldova puterea în stat. De aceea, președintele țării, eu în calitate de președintele țării, am să fac prima avertizare tuturor funcționarilor de stat, prima preîntâmpinare, să-și îndeplinească funcțiile în mod corespunzător, deoarece articolul 324 a codului penal prevede neîndeplinirea în mod corespunzător, tărăgânarea sau neîndeplinirea se califică ca corupere pasivă, anume corupere pasivă la noi peste tot, absolut, în toate domeniile, în toate instituțiile. E ceva strașnic, deoarece coruperea activă e atunci când te-o prins anume comită. Dar noi câți? 1, 2, 3 am prins. Ideea că toți funcționarii publici cunosc ce prevede codul penal pentru corupere, pasivă sau corupere activă. Dar din start, 25 de ani în urmă, s-a format un sistem la baza căruia anume au stat coruperea. După avertizare, ce urmează? După avertizare, or fi sancțiuni. Deoarece și în procuraturi, și în judecătorii lucrează și oameni decenți, oameni integri, numai că ei se tem în acest sistem, ei doresc să se libereze, ei doresc să muncească conform legii, ei doresc să muncească pentru popor. Sistemul nu le permite. Și eu voi ajuta pe toți. Ca ei sub jugul acestui sistem corupt, totuși, că eu cunosc foarte bine 16 ani, luptând cu toate partidele care s-au aflat la putere, în toate domeniile, eu cunosc fiecare procuror, fiecare judecător, în agenții, în ministeriu, pe toți absolut îi cunosc. Cine și cu ce răsuflă. Și eu știu pe cine să mă bazez. Mai mult ca atât, președintele țării o să formeze un... sfatul din cetățenii Republicii Moldova, prin care din activiști, care eu cunosc mulți, foarte mulți ani, prin care președintele va fi informat prin intermediul acestor activiști, vor fi informați de la cetățeni cu orice încălcare. Dumneavoastră, toată țara știe ce înseamnă, te-a adresat cu o simplă întrebare și nu-ți răspund. Vreau să vă atenționez, aveți doar 2 minute 40, după aia nu o să puteți da replici în cazul în care veți fi
vizată. Deci eu consider că din start 25 de ani, anume temelia acestui sistem a fost corupirea, de aceea s-a petrecut și jăfuirea, toate bunurile au fost privatizate, prihvatizate în anumite mâini și acum ei reprezintă clanuri. Și noi astăzi avem că un clan luptă cu altul clan pentru putere. Eu lupt contra sistemului acest sistem criminal. Domnule Leancă, ați fost vizat, dacă vreți să dați un drept la replică sau ne răspundeți la întrebare. Nu, am ascultat aceste soluții magice, nu mi rămâne decât să visez dacă aș fi pe această cale de gândire. Din păcate, realitățile sunt mult mai dure și situația e mult mai complicată. Vreau să revin în primul la acest jaf al secolului. În primul rând s-a furat nu peste noapte, nu timp de un an. S-a furat mai mult de 10 ani. Și din păcate, încă o dată, instituțiile statului nu și-au făcut datoria. Pe acest motiv, viitorul președinte are câteva obiective foarte și foarte importante. În primul și în primul rând, să contribuie la reforma justiției și la întărirea instituțiilor statului, la întărirea regulatorilor care își asumă responsabilitatea totală pentru sectorul bancar sau pentru alte domenii foarte importante. În al doilea rând, v-am spus că atunci când am, împreună cu colegii din guvern, la insistența Băncii Naționale, am eliberat această garanție absolut necesară pentru a salva banca, deponenții, sistemul de pensii care venea prin Banca de Economii, a doua zi am chemat compania Kroll. Astfel am lansat investigația internațională, fiindcă sunt convins doar așa vom ști exact ce s-a întâmplat de-a lungul anilor și vom putea să pedepsim pe cei care s-au făcut vinoveți și să recuperăm banii. Bine, astfel încât să nu fie pe seama cetățenilor din Republica Moldova. Înainte de jaful acesta, dumneavoastră, n-ați cunoscut situația pentru a interveni și ați votat transferul acestor bani fără cunoștință de cauză? Nu ați fost informat? Știu că prim-ministru are acces la informații secrete. Mai mult ca atât, serviciile statului sunt obligate să informeze prim-ministru despre situația din țară. Și dumneavoastră nu ați cunoscut ceea ce ați semnat și cum aveți de gând să schimbați justiția dacă nu ați avut curajul să stopați această fără de lege care s-a petrecut în acel moment. Nici nu ați declarat cel puțin că există o problemă și am aflat apoi întâmplător că când au explodat deja toate băncile. Încă o dată îmi pare rău că un om care a lucrat în businessul mare nu înțelege că dacă primul ministru ar fi ieșit cu declarație că e o problemă într-o bancă, cât de sănătoasă n-ar fi banca asta, imediat ar fi căzut, fiindcă ar fi generat panică. Banca de Economie a fost o bancă de sistem. Căderea Bancii de Economie a fi provocat căderea întregului sistem bancar. Dacă să revin la întrebările dumneavoastră. Eu știam despre problema bancară înainte de explozia care a avut loc după furtul miliardului. Toți vorbeau de o criză în sector bancar și nimeni, toți așteptau când această criză va exploda. Eu cel puțin nu am lucrat direct cu băncile ca să cunosc toată situația internă, dar fiind în mediul de afaceri, vă zic că toți vorbeau despre o posibilă explozie. Atunci, dumneavoastră, ca cetățean, de ce nu ați mers la o instituție a statului ca să declarați că cunoașteți despre ce se întâmplă în sistemul bancar? Eu nu am avut acces la informație ca să pot avea o opinie calificată la acest subiect, fiindcă responsabilitatea mea la acel moment era alta. Ținea de sectorul energetic al Republicii Moldova și nici de cum nu aveam obligația Guvernului Republicii de a interveni în situații de criză. Mai mult ca atât, cred că această situație s-a creat datorită faptului că pe parcursul a 25 de ani în această țară avem uzurparea puterii de către cei care reprezintă partide în această țară, care au uitat că conform legislației și conform Constituției sunt obligați să fie în serviciul poporului. Ei au fost pe parcursul a întregii perioade de independență a Republicii în serviciul său propriu sau în serviciul partidelor sau grupurilor de interes care îi reprezentau într-un post de stat sau altul. Și de aceea eu cred că astăzi a venit timpul când în această țară ar trebui să vină la putere oameni care vor fi calificați și vor fi independenți de oricare partid, de oricare interes sau grupare de interes de oameni, ci vor trebui să reprezinte vocea poporului, că atunci când va
percepe sau va avea o informație președintele țării despre o situație de criză, el trebuie să ridice vocea și să spună cu vocea poporului că se întâmplă ceva care trebuie să găsit o soluție urgentă. Nu să facem, să luăm măsuri pentru a acoperi și a mușamaliza ceva care cu adevărat necesită o intervenție, aș spune eu, chirurgicală, pentru a fi soluționată o problemă și nu a pune pe umărul sărmanului cetățean toate problemele care sunt create conform proverbului. Doamna Radu, capra face și oaia trage. Doamna Radu, eu ascult urechile mele, investițesc. Dumneavoastră așa de dulce și frumos aici vorbiți, dumneavoastră așa de dulce și frumos vorbiți, având 429.000 de lei salariu lunar în compania Ion Finosa, știind foarte bine în ce țară locuiți, nu vă rușine acum să spuneți că dumneavoastră o schimbați situația. Eu în viața mea nu am făcut niciun lucru de care să-mi fie rușine. Eu nu am furat pe nimeni în această țară. Au furat muncitorii sub conducerea dumneavoastră, au jefuit toată populația. Și niciodată nu m-am ieșit. Conducerea dumneavoastră. Nu au jefuit dumneavoastră acum. Știi foarte bine toată populația. Înțeleg, și mulți oameni, vreau să spun, am avut 4 dosare de mulțime care activitatea acestor companii. Sunteți o actriță extraordinară, dar lucrurile stau cu totul altfel, doamna Lăguta. Domnule Ancă, eu vă propun să vă retrageți din campanie electorală și să părăsiți țara până ce n-am venit eu la putere. Să vă ascundeți undeva mai departe. Să vă ascundeți undeva mai departe. Domnule Leancă, dar când mergeți acum în străinătate și când, în cazul în care ajungeți președinte, când vă veți întâlni cu liderii europeni, cum le explicați și ce argumente aduceți că banii din cele trei bănci au dispărut în perioada în care erați în funcția de prim-ministru? Îmi pare rău că, din păcate, astăzi nu reușim să avem o dezbatere serioasă despre rolul președintelui în diverse domenii, inclusiv în cel al sectorului bancar. Și transformăm într-un show ieftin, deși e vorba despre viața noastră și despre viitorul Republicii Moldova. Foarte scump pentru noi, foarte scump, de miliarde ați făcut un show. Și cum mai aveți, n-aveți rușine, mai deschideți gură să apăreți și cereți puterea dumneavoastră? Atât? Ne numește pe noi, noi facem show. Iată cine-i alege. Datorită căruia noi suferim. Deci nici nu am reușit să răspund la întrebarea dumneavoastră ce urmează să facă președintele. Îmi pare rău, înseamnă că nu interesează pe nimeni. Dar m-ați întrebat ce voi discuta cu liderii europeni. Dumneavoastră știți că, nefiind președinte, oricum merg în străinătate, și la est și la vest. Și m-am întâlnit chiar recent și cu cancelarul german, și cu premierul român, și cu premierul bulgar, și cu președintele ucrainean, și cu comisarii europeni. Și foarte bine dânsi știu cine ce a făcut în această țară. Vă asigur, dacă ar fi știut ei că aș fi cumva implicat, n-aș fi depus eforturi pentru a preveni, n-am intervenit cu instrumentele de care dispune un prim-ministru, atunci pur și simplu nu s-ar fi întâlnit cu mine. Suntem într-o lume globalizată, când totul se vede ca sub lupă. Acești prieteni a dumneavoastră din Europa v-au rugat să părăsiți cursa electorală. Cum se explică această cerere în Europa, din partea... Europa este un continent, europeni. Este un continent cu mai multe țări, cu mai mulți lideri. V-am enumerat doar câțiva cu care m-am văzut eu și care mi-au declarat nu doar simpatia, și nu e vorba doar de mine, dar și susținere și în cazul în care ajung președinte, așa cum am făcut ca ministru de externe, ca prim-ministru, să pot atrage în baza acestei simpatii și încrederi sprijin pentru Republica Moldova, pentru cetățenii din Republica Moldova. Salvați-ne țara noastră de sprijinul dumneavoastră! Salvați-ne, vă rog, ați demonstrat! Nu vorbi, dar faptele vorbesc despre activitatea dumneavoastră și cine sunteți. Doamna Radu, în perioada în care ați fost director la Gaz Natural Fenosa, în presă au apărut în ultimul an informații că energia electrică cumpărată de această companie care deține monopol este cumpărată prin intermediari, se adaugă bani și vă întreb de ce nu ați contribuit dumneavoastră să obțineți cel mai bun preț pentru energie, astfel încât moldovenii să aibă tarife mai bune. Eu vă explic, fiindcă toți cunosc că compania Gaz Natural Fenosa este o companie de distribuție a energiei electrice și nici de cum o companie de generare a energiei electrice. Energia electrică este generată într-o singură sursă în Republica Moldova, o sursă
nu singură sursă, dar 80% se procură din Transnistria, de la centrala de la Cuciurgani. Și eu vreau să vă zic că pe perioada de când am fost eu în acest sector mai mult de 20 de ani, din partea guvernului nu s-a întreprins nicio măsură pentru ca să nu depindem de o singură sursă de furnizare a energiei electrice. Mai mult ca atât, pe această perioadă de 16 ani, eu vă pot asigura că eu am semnat aceste contracte și am negociat contractele de procurare a energiei electrice, prețul la energie electrică din Transnistria s-a majorat de cel puțin 5 ori pe parcursul acestei perioade. Din motivul că nu am avut altă sursă, spre exemplu, dacă am avea o conectare cu România astăzi, am avea o sursă cu 40% mai ieftin, între 30-40% mai ieftin decât ceea pe care o avem astăzi. Eu, în calitatea mea de președinte, niciodată nu am semnat niciun contract cu niciun intermediar. Toate contractele semnate de mine personal au fost cu centrala de la Cuciurgani ca furnizor cu echipament care poate produce această energie sau cu compania de stat, care este Energocom, fiindcă statul este obligat să asigure generarea energiei electrice în Republica Moldova și nici de cum un distribuitor care nu are nicio atribuție la strategie de dezvoltare energetică în Republica Moldova. Și eu am depus toate eforturile ca acest preț să fie cât mai mic posibil. A expirat. O replică se poate? Doamna Maia Lăguta, da, dați replica, dar vreau să vă întreb, dumneavoastră spuneți că veți insista pe, veți influența micșorarea tarifelor în țara noastră. Cum? Da, desigur, vor fi scoase. Aveți un minut. Scoși toți intermediarii. Am avut un intermediar, s-a mai adăugat încă unul, vor fi scoși imediat, vor fi revăzute tarifele, deoarece doamna Radu, așa un voce dulce are. Vă place vocea. Dar eu cunosc foarte bine cât am luptat eu cu dânsii. Doamna Radu, eu am așteptat când ați spus punct. Ca să cunoașteți, așteptați un pic. Mulțumesc. Eu vreau ca toți să cunoașteți ceea ce cunosc eu. Când a fost cumpărat acest business, a fost cumpărat cu 25 de milioane de lei. Numai imediat după semnarea Aveți 20 de secunde. Numai imediat după semnarea contractului, au revăzut toate activele, le-au pireațânile. 10 secunde, ne spuneți cum veți influența micșorarea tarifelor. 2 secunde, vă rog, să termin. Ничего смешного, в конце концов, я могу и на русском языке говорить. Если вы так вам смешно, вам лянка нужен очень во власти в президентах. Взяли, переоценили с 25 миллионов, думнявастра, ну, 300 миллионов лей. И включили нам все в тариф. И мы 15 лей, это не они инвестируют. Ну, мая ведь микрофон, 9 минуты pentru dezbateri, а expirat. Dar vreau să vă întreb, încotro veți merge în calitate de președinte? Est sau vest? Asta e o măgeală totală timp de 25 de ani. Dacă există stat, statul se formează acolo este unde... Este sau vest? Doar nu mai aveți timp. Politica internă e pe primul plan. De asta e o măgeală. Politica externă este o prelungire a politicii interne. Domnule Leancă, aveți cel mai mult timp, 3 minute. Deci, dacă vreți să dați o replică... Vai de mine, Doamne ferește. Mereu cât am fost și ministru de externe și prim-ministru, am demonstrat că înțeleg exact care sunt interesele naționale ale Republicii Moldova. Integrarea spre vest, care, după cum am spus, ne poate aduce bunăstare, prosperitate, stabilitate, sprijin în lupta împotriva corupției, demnitatea de care avem noi nevoie aici acasă, nu contravine unor relații bune, amicale cu estul. Am declarat și am demonstrat acest fapt atunci când am putut să negociez bine cu cei din vest. După cum am spus, am adus resurse financiare, am adus sprijin și cel mai important, în 2009-2014, am reușit să creăm o perspectivă pentru cetățenii din Republica Moldova. Nu avem nicio șansă să ne dezvoltăm, să devenim un stat în care să aibă încredere cetățenii, cu instituții funcționale, dacă nu vom parcurge același drum spre vest, cum au făcut și alte la vest din noi, și România și țările baltice. Dar am demonstrat că pot negocia și cu președintele Putin și cu premierul Medvedev, că am o relație foarte bună cu președintele Poroșenko, cu care am stabilit deja o agendă comună și care trebuie cât mai urgent pusă în realitate, inclusiv pentru a ne preocupa de conflictul transnistrian, unde avem nevoie de o strategie foarte clară, bine structurată și așa mai departe. Deci, repet, nu există o contradicție între mersul nostru spre vest
și o relație bună, pragmatică, dar nu de pe poziție de genunchi, ci de pe una de respect reciproc. Ai dat cuvântul, ți-l respecti, dar înainte de a da cuvântul, măsori și te gândești foarte bine. Deci asta a fost lozinca de care m-am ghidat și exact de aceeași platformă mă voi conduce și pe viitor. Dar totuși prima vizită, mergeți la Bruxelles, la București, la Moscova? Prima vizită, bineînțeles că va fi la Bruxelles. Doamna Radu, foarte scurt, vest, est, unde mergeți? Eu cred că președintele trebuie să promoveze în primul rând interesul național. Și interesul național trebuie să stea la baza oricărei mișcări internaționale pe care o va face președintele țării noastre. Pentru că această orice acțiune trebuie să ducă la beneficiul cetățeanului țării. Domnule Leancă, dumneavoastră mai aveți un minut 20. Vreau să vă întreb cum vedeți rezolvarea conflictului transnistrean? Formatul 5+2 mai este funcțional sau nu? Nu atât de mult contează formatul, contează să avem o strategie. Contează în primul rând să avem un dialog foarte strâns cu Ucraina și să nu uităm că Transnistria este tocmai la frontiera noastră cu Ucraina. Conflictul în continuare este o problemă politică care depinde mai multe țări, Rusia, Ucraina și cele de-al vezi de noi. Este o problemă comercială și economică. Și în acest sens cu ucrainenii suntem datori să curmăm contrabanda care vine prin regiunea Odessa și trează evaziuni fiscale și pentru bugetul nostru, dar și pentru cel de la Kiev și este o sursă de alimentare pentru mafia de la Tiraspol, dar și din Kiev și din Chișinău. Deci este foarte important să avem noi în primul rând strategie, să înțelegem că peste noapte nu se rezolvă conflictul, în mod special acum când din păcate este război rece între Est și Vest, dar să avem această strategie, înțelepciune, pas cu pas să mergem și atunci, împreună cu ucrainenii, cu ceilalți parteneri, sunt convins că vom crea premisele pentru astfel de soluționare. Cel mai important încă este să nu uităm că cei din Transnistria, pe malul stâng, o să vrea să adere la noi, să devină parte componentă a unui stat unic, atunci când la noi se va schimba situația, când vom avea lucruri de muncă mult mai bine plătite, când vom avea medicină mai calitativă și când vom avea o claritate și o perspectivă foarte clară în fața noastră. Deci atunci sunt convins că vom reuși să reintegrăm Transnistria în Republica Moldova. Eu vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Runda de dezbateri libere s-a încheiat. Vă propun să vedem cum au răspuns telespectatorii la întrebarea noastră de sondaj. Considerați dacă serviciul militar în Moldova trebuie să fie obligatoriu? Să vedem răspunsurile. 43% consideră că trebuie să facem armată obligatoriu, 49% consideră că nu, 50% acum s-a schimbat și 8% sunt indeciși în privința acestei probleme. Alături de mine este colegul Ion Manole de la Asociația Promolex. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! 50% spun nu. Evident, sunt cei care nu doresc să-și trimită copiilor în armată, nu doresc să facă ei acest serviciu militar. Este de înțeles, în mare parte, această logică a cetățenilor, dar cred că lucrurile stau altfel în realitate. Vă mulțumesc. Stimați candidați, domnul Manole vă va adresa întrebări personalizate. Aveți fiecare câte un minut să răspundeți la aceste întrebări. Bună seara! Aș începe cu domnul Leancă. Cunoaștem că dumnealui este la momentul de față deputat, iar una din prerogativele deputaților este dreptul la inițiativă legislativă. Potrivit site-ului Parlamentului, ultima inițiativă legislativă a deputatului Iurie Leancă datează din 10 iunie 2015, deci un an jumătate în urmă. Domnule Leancă, cum puteți să ne convingeți că președintele, și de fapt aceleași atribuții le are și președintele țării, cum puteți să ne convingeți că președintele Leancă va fi mai activ în acest sens decât deputatul Iurie Leancă? Domnul Manole, vă mulțumesc, dar îmi pare rău să vă zic și să vă contrazic, ceva nu e în regulă cu ceea ce ați descoperit dumneavoastră pe site-ul Parlamentului, fiindcă chiar în luna iunie și iulie am avut câteva inițiative legislative înregistrate și dezbătute chiar în prima lectură în Comisia Buget și Finanțe, dar și în Parlament. Inițiative care au vizat de-offshorizarea achizițiilor publice, deci tot ce înseamnă spațiul public, să nu mai participe companii înregistrate în offshore, fiindcă după anumite cifre, până la 25% din tot ce înseamnă achiziție, anual se fac achiziții de până la 10 miliarde de lei, dispar prin aceste companii offshore. La fel am propus și să majorăm plafonul de celor care își depun garantate de stat
în la bănci. Până acum le trăiești 6.000 de lei și în cazul în care, Doamne ferește, mai cade o bancă, primește cetățeanul doar 6.000. Am propus să fie 20.000, ulterior până la 50.000. Deci avem cu mai multe inițiative în acest an. Vă mulțumim. Vă mulțumesc. Noi folosim informațiile publice, deci respectiv dacă este... Înseamnă că trebuie să vorbim cu cei din Parlament să-și actualizeze. Ok. Vă mulțumesc. Doamna Lăguta, următoarea întrebare. Întotdeauna vă vedem singura și în acest sens vrem ca cetățeni, ca alegători, am vrea să știm care este echipa dumneavoastră. În cazul în care veți fi aleasă președinte al Republicii Moldova, cu cine sau cine vor fi consilierii, cu cine veți merge alături, cine vă vor consulta în problemele de securitate, în domeniul apărării, în domeniul securității naționale și în domeniul politicii externe, spre exemplu. Dumneavoastră doriți chiar numele să numesc numele echipelor? Eu nu consider că ar fi corect să numesc, deoarece o să fie concurs. O să numesc tot prin concurs și transparent. Foarte multe persoane, toți cetățenii Republicii Moldova, nu o să fie veniți de undeva din alte țări. Mulți sunt cunoscuți, mulți nu. Și fiecare post o să fie transparent și o să fie prin concurs. Și o să-i cunoașteți și o să alegeți din ei care mai tare vă plac, căruia voi mai mult le... Deveriați. Aveți încredere. Aveți încredere, dar de ce, da, o să vă conduceți atunci când o să inițiați acest concurs? Care sunt criteriile? Criteriile pe domeniu. Dacă se vorbește de securitate, să fie profesionist. Dacă se vorbește de securitate energetică, tot profesionist. Dacă se vorbește de... Minutul a expirat. Da, vă mulțumesc. Și ultima întrebare este pentru doamna Silvia Radu. Cunoaște toată lumea că Moldova este dependentă practic în totalitate de importurile la gaze și energie electrică. Fiind din acest domeniu, vrem să vă întrebăm, și mai mult ca atât, de fapt Moldova are și doi monopoliști mari care distribuie, furnizează această energie populației. Și în acest sens aș dori să vă întreb dacă sau ce ați întreprinde dumneavoastră ca președinte pentru a diversifica importurile de gaze și energie electrică, dar și la nivel național, ce ați face dumneavoastră pentru a demonopoliza furnizarea distribuirea acestor agenți termici? Eu, în calitate de președinte, fiind în sector mai mult de 20 de ani, în primul rând aș interconecta Republica Moldova cu sistemul european. Despre acest lucru se vorbește mai mult de 20 de ani. Eu mi-am început cariera în departamentul energetic și atunci se vorbea despre proiectarea acestei linii și până în ziua de astăzi acest proiect încă nu a fost realizat. Mai mult ca atât, sunt absolut convinsă că noua lege pentru energie renovabilă se tergiversează din anumite considerente și nu se aplică, nu este aplicată în practică. Aceste soluții renovabile la fel ne-ar da o posibilitate de a ne reduce dependența de energie electrică care vine doar dintr-o sursă. Mai mult ca atât, dacă am asigura un cadru legal corespunzător pentru investitori străini, am putea atrage chiar și investiții pentru a genera pe malul drept al Nistrului un generator care să ne asigure 100% necesitățile energiei electrice în Republica Moldova. Vă mulțumesc. Minutul a expirat. Domnule Manole, vă mulțumesc pentru acest minut cu întrebări personalizate. Înainte de a vă acorda ultimul minut de final, vreau să vedem și răspunsurile sondajului din public. Cum au răspuns participanții la aceste dezbateri, publicul nostru, la întrebarea despre obligativitatea serviciului militar? Avem și răspunsurile. Aproape 32% susțin că serviciul militar trebuie să fie obligatoriu. 63,89% consideră că nu trebuie să fie obligatoriu, iar puțin peste 4% sunt indeciși. Vreau să vă acord o nouă întrebare. Dacă v-a plăcut prestația candidaților la aceste dezbateri din această seară? Aveți aceleași trei variante de răspuns: da, nu, indecis. Și telespectatorii pot vota, pot răspunde la această întrebare, apelând la cele trei numere afișate pe ecranul nostru. Stimați candidați, aveți minutul de final.
în care puteți veni cu apel către cetățeni. O să încep de la dreapta la stânga, doamna Radu. Dragi cetățeni, sunt sigură că acum când veți lua decizia pentru vot, pentru votarea președintelui Republicii Moldova, veți considera faptul că noi toți merităm o țară mai prosperă, o țară care, în care să trăim noi și copiii noștri mai bine. Sunt sigură că nu trebuie președintele Republicii Moldova să reprezinte un partid sau un grup de interes. Mai mult ca atât, președintele trebuie să garanteze dreptul constituțional care asigură că adevăratul suveran al Republicii Moldova este poporul țării noastre. În calitate de președinte, eu mă angajez să promovez în primul rând interesele naționale. Toate acțiunile mele vor fi ghidate de interesul și bunăstarea cetățenilor noștri. Voi crea două consilii, unul economic și unul civic, și sunt convinsă că soluționarea problemelor economice vor da soluție la toate problemele sociale din țara noastră. Vă mulțumesc, doamna Maia Lavo. Stimați alegători, cea mai mare problemă a țării este sărăcia. Și președintele țării, fiind garantul suverenității și Constituției, este obligat în primul rând să ridice nivelul de trai, să impună și business-ul, să pune sarcinilor și toți funcționarii de stat să nu jefuiască și să nu furi, să ne clarificăm cu politica tarifară, cu politica de prețuri, să ne clarificăm, că știți foarte bine că nu e jefuială totală în țară. Cea mai mare de ridicat, de ridicat nivelul de trai. Și atunci și Transnistria se va uni. Нам нужно стать привлекательными для всех. Это самое главное, это основное. А пока до этого, пусть они не рассказывают сказки про Европу, другие про Россию. Никому мы не нужны пока. Проблема наша в нас самих. И нужно заняться внутренней политикой нашей, поднять уровень жизни людей. Это главная задача. Я вам благодарю. Домнул Леля. Домнул и домнул, алегем президентеле цери. Președintele țării care are competențe foarte clare stipulate în Constituție. Asta înseamnă că dacă vom alege un om potrivit pentru locul potrivit, președintele va ști să facă uz de aceste prerogative pentru a schimba lucrurile în Republica Moldova. Președintele este responsabil, conform Constituției, pentru politica externă, pentru politica de securitate și în mod special pentru reforma justiției, fiindcă numește judecători, procurorul general și desemnează directorul SIS-ului. Asta înseamnă că trebuie să alegem un om care are experiență, care a demonstrat că poate aplica aceste cunoștințe spre binele Republicii Moldova, atrăgând sprijin, resurse financiare, deschizând o perspectivă foarte clară. Asta mai înseamnă că președintele trebuie să aibă o echipă cunoscută de astăzi, cu specialiști în diferite domenii. Iată rugămintea și solicitarea mea față de cetățeni care au această capacitate de analiză. Alegeți omul care are această experiență, care are această expertiză și o să ducă Republica Moldova înainte spre un tai mult mai bun și mai decent. Eu vă mulțumesc. Vă propun să vedem dacă spectatorilor, publicului nostru din platou, le-a plăcut cum v-ați prezentat în această seară. Regia, vă rog să ne dați și cifrele. 33,77% spun că le-a plăcut prestația dumneavoastră, 58,44% nu sunt mulțumiți de prestația dumneavoastră la aceste dezbateri, iar aproape 8% sunt indeciși. Să vedem și ce spun telespectatorii noștri care ne-au urmărit. 37% sunt mulțumiți, 58% nu sunt mulțumiți și 5% sunt indeciși. Domnule Manole, este și ca, la fel ca și ieri, o diferență dintre platou și... De această dată, opinia celor din platou cu cei din fața televizoarelor în mare parte coincide. Și cred că este un lucru bun. Cum spuneam și ieri, acest exercițiu este foarte important și poate ajuta oamenii să-și creeze impresia despre concurenți. Faptul că unora nu le-a plăcut este și normal. Este un loc de mai bine și cred că următoarea dezbatere va fi și mai bună decât cea de astăzi. Să credem că vor reuși candidații să ne convingă cum votăm pe 30 octombrie. Dacă vor face analiză la comportamentul și la mesajul pe care l-au transmis, eu cred că acest lucru e posibil. Mulțumesc!
Stimați candidați, vă mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră la dezbaterile organizate de Moldova 1. Doamnelor, domnilor, noi ne revedem mâine la ora 19:45 de minute. Îi așteptăm în acest platou pe candidatul Mișcării Social-Politice Ravnopravie, Ina Popenko, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, și președintele PAS, Maia Sandu. Eu vă spun seară bună și împreună angajăm președinte. Pe 30 octombrie 2016, angajăm președinte. În ziua de 30 octombrie 2016, cetățenii Republicii Moldova vor merge la vot pentru a alege președintele Republicii Moldova. La intrarea în secție de votare, prezentați operatorului actul de identitate. Operatorul va verifica în sistemul informațional automatizat de stat alegeri, cu ajutorul modulului prezența la vot, dacă sunteți arondat, anume la secția de votare respectivă, și nu ați mai votat la o altă secție în cadrul acestor alegeri. Următorul pas. Prezentați membrului biroului electoral al secției de votare actul de identitate. Semnați în lista electorală, în dreptul numelui dumneavoastră, și primiți de la membrul biroului electoral buletinul de vot. Recomandăm cu această ocazie tuturor alegătorilor să-și verifice datele din listele electorale din timp util. Aceste liste electorale vor fi transmise în secțiile de votare cu 22 de zile înainte de ziua alegerilor și fiecare alegător poate să verifice datele personale din liste până inclusiv în ziua de sâmbătă înainte de ziua scrutinului. La prezentarea actului de identitate, dacă alegătorul a constatat că este omis din lista electorală, la prezentarea actului de identitate va putea cere înscrierea lui în lista electorală. Dacă acest lucru s-a făcut din timp util, repet, atunci lista electorală va fi rectificată, iar dacă alegătorul cumva nu a reușit până în ziua scrutinului să facă acest lucru, la prezentarea documentului doveditor în ziua votării, el va fi inclus în lista suplimentară. În situația în care alegătorul are un alt loc de domiciliu ori reședință, el evident că nu va putea fi înscris în lista electorală suplimentară la această secție de votare, ci va trebui să meargă acolo unde are domiciliu. După ce ați primit buletinul de vot, intrați de unul singur în cabina de vot secret pentru a completa buletinul de vot. Doar persoanele care întrunesc anumite deficiențe ce nu le permit votare sinestătător, pot solicita o asistență din partea unei terți persoane. Această terță persoană nu poate fi membru în birou electoral, nu poate fi observator ori reprezentant al vreunui concurent electoral. Următorul pas. Aplicați ștampila cu inscripția votat în interiorul cercului din patrulaterul în care este tipărit numele concurentului electoral pentru care vă dați votul. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămână curate. Alegătorul care, din anumite motive, a completat greșit buletinul de vot și a constatat acest lucru până la aruncarea lui în urna de vot,
poate să se adreseze membrilor biroului electoral secției de votare cu solicitarea de a se elibera alt buletin de vot. Însă acest lucru poate fi făcut doar o singură dată, iar buletinul de vot completat greșit va fi anulat și va fi tabulat în mod separat la sfârșitul zilei de vot. Orice alegător poate beneficia doar de o singură dată de dreptul de a schimba buletinul de vot înainte ca acesta să fie aruncat în urma de vot. Dacă buletinul a fost transmis în urma de vot, procedura s-a încheiat. Pentru ca buletinul de vot să fie considerat valabil, alegătorul urmează să aplice ștampila votat doar în dreptul unui singur concurent. În cazul în care alegătorul va aplica ștampila votat în dreptul mai multor concurenți sau nu va fi clar opțiunea de vot, sau în cazul în care pe buletinul de vot vor fi făcute careva însemnări sau buletinul de vot va fi stricat, buletinul de vot va fi declarat nevalabil. Regulamentul nu contabilizează timpul în care alegătorul se va afla în cabina de vot, însă acesta nu poate fi nejustificat de îndelungat. Nu se permite filmarea foto ori video a buletinului de vot deja cu aplicarea mențiunii pentru cine s-a votat. Această informație este protejată inclusiv prin prevederea constituțională privind secretul votării. Cabinele de vot secret sunt formate și au fost construite în așa mod ca să nu permită fotografierea și să permită invers pe de altă parte observatorilor să monitorizeze acest proces. Și în momentul în care este depistat o asemenea situație, președintele biroului electoral este obligat să invite colaboratorii de poliție pentru a-l documenta acest caz în modul stabilit de lege. Odată ce v-ați exprimat opțiunea electorală, pleați buletinul de vot și introduceți-l în urna de vot. Cetățenii care către orele 21 sunt în interiorul biroului electoral, dar încă nu au reușit să-și exercite dreptul de vot, biroul, conducătorul biroului este obligat să închidă ușa, să fixeze închiderea, deci, pe biroul electoral. Toți cetățenii care sunt în interior continuă votarea până își duc la bun sfârșit procedura de participare la vot. Dacă la anumit birou electoral se fixează un număr sporit de cetățeni care doresc să participe la votare, președintele biroului electoral este în drept să solicite extinderea activității biroului electoral cu o perioadă ce nu va depăși 2 ore, în dependență de fluxul de persoane care este. Atenție! Nu se permite votarea în locul altei persoane, chiar dacă aveți procură să îi reprezentați interesele. De asemenea, este interzis scoaterea buletinului de vot din secția de votare.